Cea mai mare indemnizație medie pentru creșterea copilului din țară s-a înregistrat în luna septembrie în București. Aceasta se ridică la peste 2700 de lei. Spre comparație, în Vaslui avem cea mai mică valoare a indemnizației, respectiv puțin peste 1400 de lei. Datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială arată că cele mai mari indemnizații medii de creștere a copilului au fost înregistrate în capitală Ilfov, Cluj și Timiș, după Vasluin, clasamentul județelor cu cele mai mici indemnizații urmează Suceava, Harghita și Buzău. Prin urmare, media națională a valorii indemnizației de creștere a copilului din luna septembrie a depășit 1820 de lei. Indemnizația pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate de părinte în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.